Bine ați venit la slujba de casete internațională a fratelui William Marion Branham. Continuă slujba unui singur om după fratele Branham? În cartea Iosua, capitolul 1, versetul 2, Dumnezeu a spus, robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Apoi în versetele 10 și 11, Iosua a poruncit tuturor ofițerilor poporului ca în 3 zile să treacă Iordanul. Dumnezeu a avut un program unui singur om cu Moise. După Moise, programul de un singur om a continuat cu Iosua. Dumnezeu nu își schimbă programul. El a vorbit cu un bărbat pentru a conduce poporul său din Egipt prin Moise. Iar după Moise, Dumnezeu a vorbit doar cu un om, un profet, Iosua. Dumnezeu nu a vorbit cu un grup de oameni atunci și Dumnezeu nu vorbește nici acum cu un grup de oameni. Doar un singur om, un profet, o parte din slujba încincită menționată în Efeseni 4. Iată o scrisoare de la fratele nostru, Joseph Branham, din Jeffersonville, Indiana. Dragă mireasă cu credință perfectă, credința noastră vine prin auzire, prin auzirea cuvântului. Cuvântul vine la profet. Profetul este cuvântul făcut trup. Aleluia! Cuvântul operând în trup uman, prin semne fizice, prin semne materiale, prin semne scripturale, perfect, să vă aducă o credință perfectă pentru răpire perfectă. Noi facem exact ceea ce ne spune cuvântul să facem, ascultând singura voce a lui Dumnezeu care a fost legitimată, vorbind și descoperind cuvântul său prin trup uman pentru a ne da credință perfectă. Tu ai, urechile tale sunt surde la orice altceva în afară de ce spune Duhul. Vedeți? La cel care are o ureche, care ascultă, vede ce zice Duhul către biserici. Cel care are postul de ascultare, acela prinde ce spune Duhul către biserici. Vedeți? Noi suntem postul său de ascultare, care prinde și crede fiecare cuvânt. Când El ne dă ordine, spuneți doar ce e pe benzi. Eu sunt vocea lui Dumnezeu pentru voi. Voi mă numiți pastorul vostru și spuneți bine, căci eu sunt. Noi le împlinim. Orice spune El, nu există nicio umbră de îndoială nicăieri. Mergem drept înainte. Orice vorbește Domnul prin profetul său, nu există nimeni în lume care să ne poată convinge să nu facem asta. Mergem drept înainte la fel. Acum, noi venim în credință perfectă. Perfecțiune perfectă care nu poate da greș. Acea credință nu dă greș niciodată. Acum avem o credință perfectă în cuvântul Său. Nu ne uităm la noi înșine. Nu ne temem de nimic, ca Iov. Nu ne uităm la noi înșine. Nu ne temem de nimic, ca Iov. Nu ne speriem uitându-ne la valurile uriașe și nu ne scufundăm în apă, ca Petru. Zilele acelea au trecut. Acum ne uităm la acel cuvânt perfect care trăiește și locuiește în noi. Noi intrăm în materialul mireasei, intrăm în condiția de răpire. Când ne rugăm, credem că primim ceea ce cerem și noi o vom avea. Ne va fi dat timpul, spațiul, nimic altceva nu o va schimba vreodată. Noi știm că este făcut, s-a terminat deja. De unde știm? Pentru că nu este cuvântul nostru, ci cuvântul Lui, pe care El l-a rostit și ni l-a dat nouă. Noi avem puterea și credința perfectă pentru a-L vorbi. La fel cum a făcut Iisus pentru Sine. Ne recunoaștem poziția noastră, cine suntem.
Singurul lucru pe care trebuie să-l facem atunci este să avem credință în ceea ce suntem. Aveți credință în ceea ce cuvântul spune că suntem. Atunci cuvântul lui Dumnezeu vine în noi și se manifestă pe sine însuși, pentru că noi suntem un credincios. Iar un credincios este credința lui Dumnezeu care se mișcă în noi. Iar acum, noi devenim unși cu același spirit, mesianici unși, mesianici din ziua din urmă, să strălucim înainte învierea lui Iisus Hristos, să arate că El nu este mort, ci în forma Duhului Sfânt. El este în poporul lui, mișcându-se printre mireasa lui, cu o legătură de dragoste către ea, revărsându-se în ea pe sine. Ei devin una pentru cina nunții și aceleași semne, promise de același Dumnezeu, în același cuvânt, face aceleași manifestări ale Lui. Nu ne mai rămâne decât să o credem, iar prin a o crede este substanța care creează o credință perfectă. Ascultați aceasta din nou. Prin a crede este substanța care creează credința perfectă. Există vreo fibră în corpul vostru care să se îndoiască de un singur cuvânt? Nu. Credeți în fiecare cuvânt? Da. Ți-a dat El o descoperire a acestui mesaj? Da. Numai mireasa va avea această adevărată descoperire? Da. Știi că ești mireasa Lui? Da. A spus El că dacă vei crede în fiecare cuvânt, vei avea credință perfectă? Da. Atunci tu ești mireasa cuvânt cu credința perfectă. O, Doamne, pregătește-ne ca niciodată înainte, când ne vom aduna duminică pentru a asculta cuvântul Tău. Ajută-ne să nu mai privim niciodată la noi înșine, ci doar să credem cuvântul Tău pe care L-ai vorbit pentru noi. Am văzut a treia tragere în acțiune și știm că ea locuiește în noi. Trebuie să vorbim și să credem în cuvântul Tău. Noi știm că Tu vii în curând pentru mireasa cuvânt perfect a Ta. Orice avem nevoie, Tată, orice avem nevoie, știm că o vom primi, căci este cuvântul Tău pe care Tu l-ai rostit deja pentru noi. Nu mai este nimic de făcut decât să-L crezi. Noi o facem, Tată, noi o facem. Acum să acționăm în baza cuvântului Tău. Ne mărturisim toate greșelile, păcatele și fără de legile noastre. Privește-ne prin sângele Fiului Tău, în care suntem justificați, prin harul și mila Ta. Fie ca în mireasa Ta să se producă o schimbare, cum nu s-a mai produs niciodată. Fie ca Tu să ton Duhul Tău Sfânt peste noi și să ne dai tot ce avem nevoie. Cei bolnavi să fie vindecați de toate suferințele. Cel care a dat înapoi să se întoarcă la cuvânt. Mireasa Ta din întreaga lume va vedea calea Ta rânduită pentru ziua de astăzi și va crede. Dacă nu ai pe nimeni care să-și pună mâinile peste tine, pune-ți mâinile tale peste tine însuți. Tu ești un credincios. Tu ai devenit cuvântul, tu devii cuvântul, așa cum primești cuvântul. Vino, Doamne Iisuse, mireasa Ta se pregătește prin a sta în prezența cuvântului Tău, maturizându-se. Noi vrem să fim împodobiți și îmbrăcați de cuvântul Tău. Vino să ne ungi ca niciodată înainte. Duminică la 12 după amiază, ora locală în Jeffersonville, ora 19 în România, când o parte din mireasa Ta se adună pentru a Te asculta vorbind și descoperindu-ne cum să obținem credință perfectă, 63-0825E. Fratele Joseph Branham. Scripturi pentru a fi citite înaintea serviciului. Sfântul Marcu, capitolul 11, versetul 22 până la 26.
Sfântul Marcu, capitolul 16, de la versetul 15 până la versetul 18. Sfântul Ioan, capitolul 14, versetul 12. Sfântul Ioan, capitolul 15, versetul 7. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Evrei, capitolul 4, versetul 14. Iacov, capitolul 5, versetul 14. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 21. Aici se încheie scrisoarea vulturilor pentru tabernacul Branham. Dumnezeu să vă binecuvânteze și shalom. www.brahamtabernacle.org www.svfellowship.info